După 2 ani de pandemie în care activitățile colective au fost sistate, Colegiul Național Ion Minulescu a reluat tradiția activităților de voluntariat. Dacă săptămâna trecută au donat sute de kilograme de fructe și legume, tinerii au dorit ieri să le facă o surpriză, un mini-spectacol de sărbători. Cu aceeași activitate, dar alți actori. De data aceasta avem elevii clasei a 9-a, 9F, ei sunt bobocei noștri și vor să stabilească acele punți pe care noi, acum 11 ani, le-am creat cu Centrul de Îngrijire a Adulți. Avem colinde specifice sărbătorilor, avem un dans foarte interesant pentru că coregraful este elevul nostru și coregraf și dansator. Avem și un moment liric și foarte multe emoții și sentimente, dar sper eu constructive. Copiii s-au bucurat să fie alături de bunicilor și spun că au venit cu drag să le ofere mici clipe de bucurie și să-și aducă aminte de copilăria lor. Sunt foarte fericită că alături de colegii mei și de doamna noastră profesoară Roxana Micu am venit astăzi la Azilul de Bătrân să le facem o bucurie bătrânilor și prin bucuria lor să primim și noi bucurie și împlinire. Ce le-ai pregătit? Un moment special, zic eu, care sper să le placă, un moment de colinde. Alături de colegii mei o să și dansăm și sperăm să fie pe placul tuturor. Înseamnă bucurie, împlinire și ai face fericiți pe cei în vârstă care au nevoie și ei de o mică sursă de bucurie. Este al 11-lea an în care elevii Colegiului Național Ion Minulescu vin alături de bătrânii instituționalizați și desfășoară activități culturale comune.